Zilele acestea păcătuit cam mult, și simt că Domnul Isus s-a îndepărtat de mine, adică nu îl mai simt atât de aproape. Sau cum spune Biblia, păcatele noastre pun un zid de despărțire. În starea aceasta, fără de Hristos, nu am ce să fac altceva, în afară de a căuta din nou, prin rugăciune insistentă, cu cereri de iertare. Viața mea nu mai are sens fără prezența vie. A lui Isus. Am gustat din părtășia cu El și nu mai pot merge înapoi. Fără Isus pot să fac orice altceva. Nu contează. Dacă nu restabilesc mai întâi conexiunea cu El, totul este zadarnic. Relația personală și reală cu Isus este ceea ce lipsește azi peste tot, inclusiv biserici. Piesa lipsă din puzzle. Piatra din capul unghiului. Elementul care face să se lege totul, de la concepte la trăire practică. Fără Isus cel viu în inima noastră, cu ce rămânem? Care e scopul a tot? Suntem la fel ca ceilalți oameni, având în plus niște cunoștințe biblice. Dacă ar fi să rezum într-o frază scurtă esența creștinismului, care este esența vieții, Isus Hristos trebuie să fie real în viața ta. Atât. Cea mai scurtă predică. Și cea mai puternică. Pentru cel care aplică, cum? Știm, dar nu vrem. Pentru restul, nici o mie de cuvinte nu ajută. Nici dacă vine Isus în persoană, nu ar fi ascultat de el, pentru că oricum nu vor. Cine simte nevoia de Isus, știe ce are de făcut. Nu există altă cale. Dacă încerci să trăiești fără Isus, real te înșeli, amarnic, și păcălești. Și pe alții. Am spus, real, da? Să-l simți, să vezi cum lucrează în viața ta, în fiecare zi. Să fii entuziasmat de prezența lui și lucrarea lui în tine și prin tine. Nu e despre mine, despre tine, despre biserică, despre pastori, despre televiziuni, proiecte. Nimic. E doar despre el, cunoscut de tine, și apoi asta te va face să-l faci cunoscut și altora. Ghici ce vor face cei care îl vor cunoaște la rândul lor? Bingo! Era atât de simplu. Toate faptele mele făcute fără de Hristos sunt mânjite. Chiar dacă am intenții bune, ele nu contează, ele nu se pun. Au valoare veșnică, valoare mântuitoare, doar faptele făcute prin Isus Hristos. Asta înseamnă, evident, ca El să locuiască în mine. Real și nu imaginar. De aceea creștinii serioși, de-a lungul timpului, se rugau atât de mult, 4, 5, 7, 8 ore pe zi. Nu că avea o listă lungă, ci că relația cu Hristos cere timp. Nu se întipărește chipul lui în noi atât de ușor. Nu ajungem să-l auzim atât de ușor. Cere timp, răbdare, o dorință arzătoare, lucruri pe care omul secolului 21 nu le mai posedă. Nu vrem să stăm atâta, foarte bine. Nu se va schimba nimic. Vom trece și noi la odihnă și vor veni alții, iar o generație va înțelege în sfârșit. Hristos va avea ce să ia acasă. Mireasa va fi gata în sfârșit. Acum doar spunem poezii și cântări. Atât putem. De aceea, orele de rugăciune obișnuite nu funcționează. Nu atrag pe nimeni. Păi pentru ce să fie motivați oamenii? În momentul în care se vor înțelege că îl pot avea real, pe cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl putea oferi, pe însuși Fiul Său atunci, nu se vor mai opri din rugăciune. Vor intra în contact cu El și vor intra în noua viață împreună cu El. Stau să mă gândesc la modul cel mai sigur: că starea care sunt acum, cei mai mulți, nu au nicio problemă. Asta și pentru că niciodată nu au gustat din Hristos ca să poată face comparație. Ei s-au învățat atât de mult cu starea aceasta firească. S-au învățat atât de mult cu închisoarea minții lor, încă se tem că ar putea exista o altă dimensiune a vieții, complet diferită de ce au gustat până acum. Dar am convingerea că tocmai asta a intenționat Hristos să aducă, o transformare completă, o ieșire din matrixul minții și a legăturilor interioare și exterioare cu lumea și Satan. Este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt. Aici intervine acea rugăciune agonizantă până când se întâmplă minunea. Dar nu se va ruga nimeni așa decât dacă există o disperare, o conștientizare a stării pierdute, fără speranță. Și dacă Duhul Omului simte că în Hristos e posibilă o cu totul altă viață, mă conving tot mai mult că starea omului cu care se naște este irecuperabilă, deznădăjduită, deosebit de nenorocită, de mizerabilă, și nu există decât o singură speranță, o minune a eliberării prin Isus Hristos. Doar omul care știe că este într-o groapă adâncă și strigă la Dumnezeu cu putere și stăruință, va gusta eliberarea, noua viață de sus. Cei mai mulți sunt într-un somn adânc, nu știu că sunt. Apocalipsa 3, cum 17, 18. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, Orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.